Miercuri 03.08.2012, ora 14, spre Securitate Penală, la rezolvarea ședinței ordinare a Consiliului Local Orbeni de Subacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunii Orbeni, din satul Orbeni, strada Luzi, numărul 178, comuna Orbeni, județul Bacău, unde va fi supus analize și dezbatere următorul proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni de Bacău, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni, județul Bacău, pe demersul al doilea inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al investiției modernizare drumuri de interes local în satele Orbeni și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Adormirea Maicii Domnului, în satul Orbeni, comuna Orbeni, inițiator primar Popa Costache. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Dacă sunt intervenții, supunem la vot. Cine este pe da. Rugăm pe doamna secretar să dea citire. La citire procesului verbal al ședinței Consiliului Local Orbeni, realizată în data de 15 iunie 2022. Astăzi, 15 iulie 2022, are loc începând cu ora 12 și cu desfășurarea în sala de ședințe a primăriei Comunei Orbeni din satul Orbeni, strada Luz, numărul 178, Comuna Orbeni, județul Bacău, ședința ordinară a Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectului impuse pe ordinea de zi, cu participarea unui număr de 13 consilieri. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință, care dă citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiunea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni, județul Bacău, a studiului de fundamentare, decizii de înființare și delegare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire privind procedura simplificată, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al OAT Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 05.08.2022, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care anunță înscrierea, se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot materialul în forma prezentată, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, care de citire procesul verbal al ședinței anterioare, președintele de ședință solicită intervenții, are cuvântul domnul Morar Dan Constantin, care propune realizarea unei întâlniri cu toți arendașii din comună pentru a putea discuta și eventual stabili un plan în care să reușim să intervenim și poate să realizăm un proiect așa cum au reușit cei de la Alianță. Domnul primar, acolo sistemul există înainte de anul 1990 și prin acest proiect, practic, el a fost înmulțit, dat fiind activitatea legumicolă care există în zonă. Da, am în vedere o astfel de întâlnire, pentru că este bine de știut că, într-un timp foarte scurt, va începe cadastrul sistematic pentru toată comuna și vom pune accent pe drumurile de acces și pe canalele de irigație. Are cuvântul domnul Popa Nicolae, în cadrul Asociației Producătorilor Agricoli nu ar putea fi demarat un astfel de proiect. Domnul primar, Asociația Producătorilor Agricoli nu cred că mai funcționează, iar noi nu mai avem contract cu aceștia. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Domnul președinte anunță domnul rezultat, 13 voturi pentru. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Domnul primar menționează că intervențiile care se derulează în aceste momente și în perioada următoare au ca scop aducerea sistemului de apă la un nivel minim de funcționare acceptat pentru a putea obține autorizarea acestuia. Aceste intervenții vin să rezolve toate cele neconformități stabilite și impuse Comunei Orbeni spre remediere. Are cuvântul domnul Fabio Viorel și la data realizării atât a proiectului cât și în etapa de execuție, toți specialiștii au fost cei care au venit cu soluții, dar care se pare că
Nu au ținut cont de declivitate existentă între partea de jos a satului Scurta și partea de sus. Și același domn Botaș ne-a păcălit neva soluții greșite privire la traversarea dealului Scurții, aspecte care ar trebui să fie știute de noi toți. La fel, domnul Botaș spune că, la data la care a făcut proiectul, datorită adâncimii de la care scoate mapă, nu se impune clorinarea pentru că aceasta, pentru ca acum aceasta să fie avansată ca și soluții. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru abținere din partea domnului Pantuvea. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiunea serviciilor pentru gestionarea câmpilor fără stăpână al comunei de județul Bacău, a studiului de fundamentare a deciziei de înființare și delegare a serviciului pentru gestionarea câmpilor fără stăpân al comunei de județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câmpilor fără stăpân, a caietului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedură simplificată. Are cuvântul primarul comunei Orbeni, care dă citirea materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., organizată în data de 05.08.2022. Are cuvântul primarul comunei Orbeni, care decide materialul aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru. Președintele de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Dacă sunt intervenții, supunem la vot ce este de aici. Trecem la punctul 1, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli actului comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Dar nu se dau citire referatului de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli actului comunei Orbeni, județul Bacău, pentru luna august 2022. În baza prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2022, a legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul și de venituri și cheltuieli al Batei Orbeni va suporta următoarele modificări. La capitolul venituri avem sume de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale în sumă de 8.030.000 constând în ajutor de încălzire, așa cum am spus. Și nu aveți în material, dar de ultima oră acum a apărut în extracție suma de 6.000 de lei ca și sponsorizare pentru Festivalul Grâului din Centrul Ziua Comunii. La partea de cheltuieli, suma de 8.030.000 lei va fi repartizată la capitolul Asigurări și Asistență Socială, capitolul 6802. La subcapitolul 57.02.01 ajutoare sociale în numerar și suma de 6.000 de lei va fi dirijată către capitolul Cultură pentru Festivalul Grăului, pentru Ziua Comunei. Pe partea de cheltuieli, deci avem 6.14.30.000 lei. La bugetul de venituri și cheltuieli al Batei Orbeni pentru anul 2022 va avea următoarea formă. La venituri proprii va fi de 1.422,30 lei, pe total an 403, în trimestru, pe total an, în trimestru 1, 403, în trimestru 2, 434, în trimestru 3, 459,05 și în trimestru 426,25. La sume defalcate din TVA, pe total am 3.630.000 lei, repartizate în trimestru 891, în trimestru 260, în trimestru 3.795.000 lei, în trimestru 4.084.000 lei. La parte de cote defalcate din impostul pe venit avem pe total la 1.571.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 392.75.000 lei, în trimestrul 2, 3 și 4, 392,75.000 lei. La parte de subvenții din alte, la nivel ale administrației publice, din care finanțare de la PNDL 195,60 repartizate în trimestrul 171,10 și în trimestrul 2, 24,50.000 lei. La finanțări de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale avem 110,30.000 lei pe total an, repartizate în trimestrul 176,80.000 lei, trimestru 2, 16,80.000 lei și trimestru 3, 16,70.000 lei.
sponsorizări avem 16.000 lei repartizate în trimestrul 3. La pe total venituri ar fi 6.939,20 lei repartizate în trimestrul 1, 1.934,65 lei, în trimestrul 2, 1.728,05 lei, în trimestrul 3 avem 1.673,50 lei și în trimestrul 4.603 lei. La total cheltuieli 7.389,20 lei, în trimestrul 1, 1.984,65, în trimestrul 2, 2.020,50 lei, în trimestrul 3, 1.823 lei, în trimestrul 4, 1.561 lei. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei decizii în vederea bunei desfășurări activității OASE-RP. Și proiectul de hotărâre, o să-i dau citire. La articolul 1 se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează, și nu o să mai dau citire că sunt aceleași cifre. La articolul 2 se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 8,30 milioane ajutoare de încălzire, combustibil solid sau petrolier, sumă încasată de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale. Și la articolul 3 o să aibă, o să facă referire la cei 6.000 de lei pentru Ziua Comunei pentru Festivalul Grâului de la Orben din data de 21 august și la articolul 3, sume înscrise în buget pentru anul 2022 vor avea baza legală de fiecare acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor. Cam asta ar fi rectificarea de buget, o rectificare mai ușoară, dar care trebuie să treacă prin procedura de aprobare a Consiliului Local. Dacă sunt discuții sau... Stimați colegi și domnule primar, mă uit aici un pic la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la secțiunea venituri, susțineți că aveți 6.069.333,20 lei, iar total cheltuieli 738,20. Spre sfârșitul anului, bănesc că trebuie să echilibrați cheltuielile ca să nu depășiți veniturile obținute din deficitul. Este din excedentul anilor anterior și sunt sume pe care dumneavoastră ați aprobat, dar nu mai vorbea de atent la ședințele anterioare. De acord. Pentru investițiile pentru care au fost aprobate de dumneavoastră. Deci vor din excedent, nu trebuie echilibrat niciun buget, asta e deficitul. Sunt banii folosiți pentru investiții din excedentul anilor anterior. Bugetul de venit și cheltuie. Pentru că excedentul, sumele care se află în excedentul bugetului local, nu intră în categoria venituri, ca să poți echilibra bugetul. Alea au regim aparte și dacă ați fost atenți, aprobă special utilizarea sumei de pentru obiectivul de investiții care se cheamă cum se cheamă. Și atunci apare deficitul ăsta, un deficit care trebuiește rezolvat la finalul anului. Nu mai trebuie justificat de cheltuielile care sunt... Păi, asta obținea mentul la sfârșit de an, trebuie să pică balanța. Balanța pică, pentru că există justificare că sumele provin din excedent și nu din cheltuieli fără acoperire. Adică am fost foarte atent la toate ședințele astea. Asta e foarte bine. E foarte bine. Și apropo, la exclusiv că aveți un obicei să mai se riscă ședință. Ultima, cum ați popularizat un spațiu media bun la Orbeni sau... sau chiar pe site-ul dumneavoastră oficial. Sperăm că nu vorbește opoziția să nu ne auzim că dispare pe urmă de asta și nu mai dat. Păi de dea! N-a să plângeți cum știți. Să publice toate, nu știu dacă dispare pe urmă. Nu știu, când mai ia cuvântul cu opoziția, nu pot îl apare nici pe Exclusiv TV, nici pe un grup local, înregistrarea ședinței. Anumite dintre ele, așa. Se sare câte una. Corect ar fi să le difuzați pe toate. Așa, păi de dea! O surpriză. Nicolae Popa e în opoziție? Eu tot timpul am fost în opoziție, dar eu sunt într-o opoziție constructivă. Pentru bunirea comunității. Asta nu înseamnă că televiziunea Exclusiv TV nu trebuie să fie imparțială, corectă și să difuzeze tot ceea ce înregistrează în comună ordine. Măi, opoziție e opoziție. Ori ești în opoziție, ori nu ai constructivă. Adică cum e de nu, 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 propoziții constructive, este o poziție constructivă, ei transferează așa. Asta, hai să-i spunem. Pentru binele comunității. Da, de asta cred că ne-a apărut, pentru că formularea asta, o poziție constructivă, nu există pe Exclusiv TV. Ori ești în opoziție, ori ești la putere, ori la ai, nu trebuie să fim și noi moderni, domnul
consilier. Încă pe vremea dumneavoastră, cum se gândeau poziția cu puterea de dea la cap? Pac, pac, toată lumea era cu viață și cu moarte. Eu, ca să călăure treaba asta, nu am observat nicio ședință să fie pronunțată sau să scoată cineva din contextul, dar posibil. Cred că face referire la unele ședințe din Consiliul Local care au fost mai de repede înainte așa, la care ei n-au fost invitați. Nu, referam la cea care a fost înregistrată, dar nu a fost difuzată. Eu mă gândesc să fie... Așa spune contractul, tot ce se înregistrează, se înregistrează în spațiul... Probabil. Nu era asta. O singură dată. O singură dată s-a întâmplat și am simțit în mod divar în voi. Nu am auzit eu să mă spun. Și mai nou, astăzi este vorba de noul depozit care ia, o să apară funcțional cât de curând la Orben, din Galați, o firmă din Galați, e comentat, dacă nu greșesc, care a sfirat în contul primăriei 6.000 de lei. Deci sunt cele trei societăți, 16 lei, care completează în categorie de cheltuieli dedicate din Da. Dacă mai sunt intervenții, supunem la vot. Cine este pentru? Constructiv. Cine e constructiv. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni de Bacău pe trimitul la Valinei, inițiator, primar Popa Costache. Da, o să fac o trecere de listă și asupra execuției bugetare de la trimestrul 2, încheiată pe 30.06.2022, referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul 2 din anul 2022. În conformitate cu prevederea articolului 49 alineatul 12 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de drept au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anul anterior utilizat pentru finanțarea de bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Potrivit datelor prezentate în raport privind execuția bugetului comun, Orbeni pentru trimestrul al doilea, în anul 2022, datorită unei juste utilizări a fondurilor, se impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin rectificare bugetară. Față de cele mai menționate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pentru trimestrul 2, având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, articolul 7 alineatul 13 în legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, iar în conformitate cu prevederea articolul 49 alineatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea bugetului de stat pentru anul 2022, în baza articolului 121.9 alineat 1 alineat 2 litera B și alineat 4 litera A și articolul 196 alineat 1 litera din ordonanța de urgență a guvernului 57/2019 din codul administrativ,
Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetului local Comunei Orbea pentru trimestrul 2, conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Și articolul 2. Cu ducerea de la îndemnirea prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Orbea. Și o să dau citire și anexei 1. Privind execuția bugetului local al Comunei Orbea pentru trimestrul 2 din anul 2022, pe secțiunea de funcționare, la venituri secțiunea de funcționare pe total an, prevedere inițială de 2.427.400, prevedere bugetare trimestrial cumulat definitive 2.593.700, încasă realizate 2.539.971, realizat 97.93% din prevedere. Cheltuieli pe secțiunea de funcționare, avem 2.427.400, realizat prevederi bugetare trimestru cumulat 2.593.700, încasări plăți efectuate 2.251.774, realizat un procent de 86.92%, cu un excedent de 288.197. La secțiunea de dezvoltare, venitul din secțiunea de dezvoltare, prevederi bugetare anuale, avem 1.136.500, prevederi bugetare trimestrial de cumulat definitiv 1.069.000, încasă realizate 822.198.000, realizat un procent de 76.90% din prevederi de bugetul cumulat. Pe secțiunea de dezvoltare la cartea de cheltuieli, avem 1.236.500, prevederi bugetare de trimestrial cumulat definitiv 1.411.500, plăți efectuate 797.938, realizat un procent de 56.54%, plăți un, și avem un excedent de 24.260. Pe partea de autofinanțate, avem venituri în sumă de 274.000 lei, prevedere bugetare definitive 274.000, realizat în casări 215.090, realizat un procent de 78.47%. La partea de cheltuieli, avem aceeași sumă de 274.000, ca și prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive 274.000, plăți efectuate 195.478, realizat 71.35%, excedent 19.612 lei. Cam asta ar fi cifrele prognozate, realizate la trimestrul 2, la data de 30.06.2022. Dacă sunt intervenții. Vă rog. Cunoscând de faptul că rândul numărul 2 de ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetare, de fapt privind aprobarea executivului bugetar, ne uităm că suntem în luna august, ar fi de indicat să invităm, dacă sunteți de acord, stimați colegi consilieri, pe doamna director, de la Școala Generală numărul 1 Orbeni, să ne expună și ea exercițiul bugetar pentru anul școlar anterior, să ne prezinte stadiul lucrărilor de reparații, igienizare sau noile necesități pe care le solicită pentru deschiderea în bune condiții anului școlar. Eu așa știu că acel raport de activitate se dădea în timpul vacanței școlare cu puncte slabe, puncte tari și solicitări pentru buna desfășurare a noului an școlar, cu toate punctele de vedere. Da, vă să invită și doamna să ne prezintă un astfel de raport, dar discuțiile le-am avut încă de la construcția bugetului, încă te înțeleg cifrele alocate pentru întreținerea, repararea, cheltuielile curente pentru începerea noului an școlar. Sunt în grafic, perioada de concedii. E perioada de concedii, doamna este în concediu la momentul discuției de astăzi. Firește că la finalul lunii august o să apară în fața, sau la începutul lunii septembrie, înainte de a începe anul școlar, o să fie prezentă în fața Consiliului și o să prezinte exact starea la care se află școala la momentul deschiderii anului școlar. Anul acesta începe pe 5 septembrie. Deci, cu siguranță, lucrările vor fi efectuate, școala va începe în bune condiții, o să avem grijă să ne ocupăm de lucrul ăsta și o să vă prezinte și o informare înainte de a începe anul școlar. Sigur să vă întâmplă, dar de regulă cred că în fiecare an s-a întâmplat lucrul ăsta. S-au prezentat, deci contextul. Ținând cont de faptul că în acest an școala începe cu aproape o săptămână și mai devreme, e mai bine să știm din timp, știți că mai apar probleme cu finanțarea, cu combustibilii, că nu ajung banii, cu creșterea la alarmantă a prețurilor.
consultirea să fi convins să se poartă cu noi, pentru că avem tot interesul ca anul școlar să înceapă în cele mai bune condiții. Să fie asigurat ce materialul de nos acolo nu este cazul pentru sezonul rece. Înțeleg că în achiziția de materiale de curățenie și punerea lor în operă nu sunt probleme. Să lucrează în fiecare școală. Iar zilea astea mai greu pe cam concet am vorbit cu ea și lucrurile sunt, zic eu, se întâmplă normal. E bine. Nu sunt probleme. Cel puțin deocamdată sau probleme mai speciale. Așa probleme sunt în tot ceea ce facem zilnic. Încadrăm în prevederile bugetare, sperăm să... Nu o să ajungă niciodată banii, dar măcar strictul necesar ca anul școlar să înceapă în bune condiții, să-l asigură. Dacă nu sunt interesante. Punem apă. Cine este de asta? Potriva. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului general de investiție, modernizare drumuri de interes local, în sat de Vorbeni și Suportar, construire pod în punctul Biserica Capriola Vârmirea Maicii Domnului, în sat Orbeni, cum Orbeni, inițiator primat o facultate. Așa cum vă spuneam și înainte de ședință, din cele 4 proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării, în ceea ce privește modernizarea de drumuri și construirea de poduri, consolidarea de poduri, doar unul din proiecte a fost finanțat, a obținut finanțarea. E vorba de primul proiect, intitulat Modernizare drumului de interes local în satul Orbeni și Scurta și construire pod în punctul Biserica Capela Dormirii Maicii Domnului în satul Orbeni, cu urmă, Iețul Bacău. Suma alocată de Ministerul Dezvoltării este de 11 milioane de lei și în momentul de față vă supunem atenție noul deviz general care are o altă formă, că la depunerea cererii de finanțare era suma propusă a fi obținută de la Ministerul Dezvoltării erau alte cifre, iar acum, având în vedere că am obținut doar suma de 11.000 lei, contribuția cu finanțarea de la bugetul local a luat o altă formă. O să dau citire materialului și o să trec în revistă și devizul general, pe care o să punem atenție. Și referat de aprobare, privind aprobarea de devizul general actualizat, modernizare drumului de interes local în satul Orbeni și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Dormirii Maicii Domnului în satul Orbeni, Comuna Orbeni, Județul Bacău. Analizând devizul general actualizat în al investiției cu privire la executarea lucrărilor obiectivului de investiție, mai sus menționat, în baza prevederilor articolului 41 aliniatul 1 și 2 și articolul 44 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia devizul general actualizat al obiectivului de investiție al cărui finanțare este asigurată integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de către autoritățile deliberative. În temeiul articolului 129 aliniatul 1 aliniatul 2 litera B și aliniatul 4 litera A și articolul 196 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 prin codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fac propunerea Consiliului Local. Consiliul Local să aprobe devizul general actualizat de drept executarea lucrurilor obiectivului de investiție mai sus menționat, ce are un total general de 14.605.734,15 lei cu TVA inclus, din care C plus M, suma de 12.735.399,87 lei cu TVA. Bugetul de stat ne asigură în condițiile astea suma de 11 milioane de lei, iar noi suntem obligați să putem să cofinanțăm cu suma de 3.605.734,15 lei. Suma din care au fost efectuate o parte din cheltuieli, și aici mă refer la proiectul tehnic, proiectul ăsta dedicat un proiect, avizul, tot ce o stat la baza emiterii autorizației de construire. În momentul în care obținem aprobarea dumneavoastră, pe lângă celelalte documente pe care trebuie să le completăm la cererea Ministerului de Finanțe, vom parcurge și etapa a doua și în urma analizei lor și în momentul că primul ok, vom semna contractul de finanțare și vom parcurge etapa de următoare etapă care înseamnă achiziția lucrărilor de execuție. Și probabil vor mai trece prin fața dumneavoastră și alte proiecte de hotărâri raportat la actualizarea prețurilor și ce mai fi, pentru că știți că există
o ordonanță, cel puțin în momentul de față, 47 pentru anul 2021, care face referire la ajustarea prețelor la materiale de construcție, care au luat de la o zi la alta o altă dimensiune. Dar deocamdată, ca să trecem de etapa la care ne aflăm, trebuie aprobată cofinanțarea în sumă de 3.605.734,15 lei, la care se adaugă și valoarea alocată de către Ministerul de Dezvoltări, în sumă de 11 milioane, care împreună totalizează valoarea devizului general în sumă de 14.605.734,15 lei. Dacă sunt discuții pe subiectul ăsta. O întrebare, dacă nu o să rata supărați inițial cota de cofinanțarea noastră în suma de lei, cam de cât era? Era destul de importantă și în momentul ăla s-a ridicat la... Să... Nu am devizul vechi în față, deși a trebuit să-l luăm. De luat un pic cifra de jos. Zic că fără să dea devizul general anterior, cel actualizat. Vă rămân la documentați. E cel din noiembrie, domnule. Și de mare? Nu, nu e diferență mare. Valoarea proiectului era tot de 14.605.000, la care noi mai aveam atunci încadrate ca și cheltuieli eligibile și proiectul tehnic și valoare, dar având în vedere că le-au fost consumate, chiar dacă astăzi le-am fi trecut pe cheltuieli eligibile și le-am fi dus în direcția în care mă spun, banii de la bugetul de stat, trebuia oricum noi să le completăm ca și cofinanțare locală. Asta e ideea, când aprobăm noi ca Consiliul Local cota noastră de cofinanțare, se întâmplă să zicem mâine un raport, se zice Ministerul, avizat, virați cota voastră de cofinanțare în contul trezorerii. Toate proiectele care s-au derulat prin PNDL 1 sau chiar și 2, niciodată nu s-au impus o astfel de condiții. S-au decontat lucrări până la limita contractului de finanțare semnat în Ministerul Dezvoltării, iar în continuare am alocat suma care era atribuită de Consiliul Local pentru finalizarea lucrărilor. Deci niciodată nu s-a pus o condiție ca tu să ai suma totală în cont, că altfel nu începe lucrarea sau nu ți-a luat contract de finanțare. Nu. Tot timpul s-au găsit. Diferențe de preț în timp pot accentual minus ajustările de preț, ajustările de preț în condițiile în care vedem și mai ce se întâmplă de-a lungul timpului. Chiar am avut o experiență pe construire grădiniță la numărul grădinița 1 scurtă, unde diferența de ajustare am primit-o de la Ministerul Dezvoltării. Deci contractele n-au rămas atâta timp cât au avut loc evoluții, creșteri de prețuri din astea mai spectaculoase, cum s-au urmat în ultima vreme. Diferența de prețuri, dacă știți și vă amintiți foarte bine, am solicitat-o și în baza documentelor justificative au fost alocate de către Ministerul Dezvoltării. Deci cheltuielile eligibile sunt în sarcina Ministerului. Cheltuieli neeligibile sunt în sarcina bugetului local. Nu? Asta e regula. Oricum, fără împrumuturi și dătruiri, nu faci nimic. Asta e altă discuție. Iar ce facem astăzi, nu o să... Noi încercăm să grăbim pașii în ceea ce trebuie procedurile care sunt de urmat, pentru că orice întârziere nu poate să aducă decât creștere de prețuri și pune în dificultate realizarea proiectului. De asta, câte o săptămână, mai bine, două, nu știu dacă sunt două săptămâni de când am primit hotărârea de guvern prin care s-au alocat sumele. Am, până au apărut și ghidurile prin care trebuia să parcurgem etapa numărul 2, în care ne aflăm astăzi, cu actualizarea cofinanțării și aprobarea de către Consiliul Local și toate documentele care trebuie să le urcăm pe platforma Ministerului, ca după ce v-am mai spus și mai devreme, le vor analiza și vor constata că sunt în regulă și respectă toate criteriile impuse de finanțator, de cel care plătește. Atunci trecem la etapa de semnare contract de finanțare și putem parcurge etapa de achiziție, execuție, lucrări. Atât mai e de făcut în cadrul acestui proiect. Bine, pe parcurs, vă spuneam și mai devreme, cu siguranță vor
prețurile vor fi actualizate în baza firește a reglementărilor legale. Nu facem ce vrem. Iar tot ce este, din câte știu, în sarcina ca și cheltuială eligibilă, vor fi acte adiționale depuse la București și Bucureștiul va evite. Nu știu ce să se rezolve, ce va ce trebuie. La investiții, din care cer plus semn, dar nu am partea noastră de cofinanță. Nu trebuie de vin Dumnezeu. Dar nu e mare diferență. Nu era mare diferență între ce s-o vrea și ce s-o vrea. Nu, aici avem străzile, nu. Ideea era că dacă erau aprobate toate cele 10 străzi, cota de cofinanțare crescând, trebuie să virez concomitent sume din partea bugetului local, se aduna acolo o sumiță în această creștere. Așa având mai un proiect, probat acum, ne descurcăm cu el. N-am înțeles cu mai multe. Deci e un proiect întreg, un proiect care cuprinde construcția 4 străzi, modernizarea numărului 14 străzi și construirea unui port. Și noi trebuie să ne încadrăm în suma asta până când prețurile vor fi ajustate și vor lua de la altă dimensiune. Cele 4 străzi care mai fi? 14 străzi. 14, toate alea inițiale? Da, da. Care au fost cuprinți în proiect, nu se rupi proiectul să renunțăm la o stradă sau la alta. Nu, proiectul rămâne intact. Din contra, vrem să-l completăm în condițiile care vom găsi soluția și sursa diferențială la momentul potrivit cu acele capete din străzi care nu au fost cuprinse în faza inițială în proiect. Și aici mă refer la cele trei ramificații pe strada Făinești, mai avem una sau două pe strada Țitulești, adică încercăm ca în momentul când începe efectiv lucrarea, ca strada aia să fie modernizată integral. Consider că toți oamenii au același drepturi și ăla din capătul satului. Trebuie să fim un pic atenți, scuzați să ne intervin la Bacău, a aplicat proiectul finanțare asfaltare străzi, pentru simplu motiv că regula de rigoare, gravul nu a fost capabil să schimbe conductele la. Dar e o altă discuție, nu are rost. Să nu uităm în aceea greșeală. Asta era ideea. N-au obținut finanțarea, de prin deosebire de noi, n-au obținut finanțarea pentru proiectul respectiv. Adică să ne ținem de cuvânt, întâi să facem canalizare de gaze și după aia asfalt. Să nu punem întâi asfaltul și după aia să spargem asfaltul. O să găsim soluția la momentul potrivit și cred că e momentul în care trebuie să ne facem treaba funcție din proiectele care obțin finanțarea. Că în condiții din care așteptăm la șavaldă proiectul care astăzi are 11 milioane valoare alocate de la bugetul statului, nu știu dacă se mai potrivește și peste 6 luni de zile. Și atunci n-am făcut nicio problemă, n-am rezolvat nicio problemă. Să vor găsi soluții pentru fiecare problemă în parte. Vă urez succes. Da, dacă mai sunt intervenții. Punem la vot. Cine este penal? Tot la punctul 4. De 10 o să nu putere să vădă și trebuie să pune data. Proiectul de hotărâre. Da. Da, punctul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunului Vâlnii județul Bacău, pe de Consiliul Local Vâlnii județul Bacău. Prezenta hotărârea are în vedere două bunuri, două imobile. Este vorba de drumul de acces în zona Cioca și un teren situat în vecinătatea acestui drum, practic drumul conduce pe acest teren. Drumul cu indicativul DE 2320/1 Cioca, situat în extravilanul comunii Orbeni, în suprafață de 1300 metri pătrați, lungimea 325 metri liniar, lățime 4 metri, indicativul cadastral, cel care l-am spus, 2320/1, vecinătățile Pășunii Cioca la nord, Pășunii Cioca la sud, la est Biserica Cioca, la vest Pășunii Cioca. Al doilea imobil, teren situat în Bucul Cioca, în extravilanul comunii Urbeni, suprafața 3850 m2, situat în tarlaua 79, parcela 2334, vecinătățile sunt drumul menționat anterior, DE 2230/1, la sud Pășunea Cioca, la est Pășunii Cioca, la vest Pășunii Cioca. Dacă vă aduceți aminte, în primul rând, bunurile astea le avem în vedere și ele, practic, vor găsui investiția viitoare legată de cel puț forat și bazinul de 200 de metri cubi pentru stocarea apei, în zona de capăt a satului Scurta. O astfel de hotărâre am mai avut în vedere, noi, practic, intervenim pe o hotărâre anterioară și anume, în ce sens? La articolul 1, declarăm ca bunul de utilitate și interes public aceste două imobile pe care le-am deschis anterior. La articolul 2, completăm inventarul domeniului public al UATC Orbeni, județul Bacău, cu bunurile menționate la articolul 1.
bonuri care ferește se găsesc și la anexa la prezenta hotărârii. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi pusă la îndeplinire de primarul comunei din județul Bacău, care va fi împuternicit să parcurgă demersul necesare actualizării datelor aferente imobilelor descrise la articolul 1 din prezenta hotărârii, în conformitate cu constatările faptice în inventarul domeniului public, și 2. Parcurgerea demersurilor necesare în vederea actualizării cărților funciare, pentru că avem cărți funciare făcute pe aceste două drumuri, actualizării în conformitate cu prezenta hotărârii de astăzi. Păi ce trebuie să mai actualizăm în practic funciară care a fost actualizată inițial? Atenție! O actualizăm în ce cauze? Ea s-a făcut în baza unei hotărâri a Consiliului Local Orbei. Hotărârii care, după ultimele reglementări, ea trebuie să spună practic altfel. Adică, procedura în ziua de astăzi, pe parte din inventar domeniul public, este mult mai stufoasă. O avem descris în amănunt aici. Înainte erau 2-3 articole. Acum, în funcție de tipicul specificul drumului, diferențele sunt majori, adică, dacă vorbești de un drum, prima dată trebuie să dau o hotărâre de clasificare a acelui drum. Hotărârea trebuie să împlinească niște condiții de legalitate. 2. Trebuie să dau după aia o altă hotărâre, prin cabl, să dau caracteristicile bunului, dar nu le includ încă în inventar. Îi dau acele caracteristici și mi le asum, cu acea hotărâre mă duc și fac parte funciară. După aia ajung la zisa a treia hotărâre, dar aia mai e când ajunge să devină hotărâre. Între etapa 2 și etapa 3, adică hotărârea 2 și hotărârea 3, se interpune un proiect de hotărâre pe care trebuie să-l trimitem la minister pentru obținerea unui punct de vedere. Astfel încât ministerul, pe baza unui set de acte, care nu este stabilit clar și exact prin lege, trebuie să-mi spună, cu punct și regulă, dacă acel teren nu ajunge cumva să interfereze cu alte bunuri, proprietăți sau alte inventar al statului chiar sau, știu, altor structuri. Adică să fac niște verificări mult mai complexe. Pentru că de-a lungul timpului, ferește, au mai apărut și investiții făcute pe terenuri de proprietate privată sau... Am înțeles, au fost făcut funciar de două ori pe același lucru. Nu este cazul nostru. Noi avem făcută, o folosim, o actualizăm. Atât, nu facem... Mulțumesc, mulțumesc pentru explicația noastră. Ca și procedură finală, da, am zis, acest proiect de hotărâri comunicat la minister se interpune între hotărârea 2 și hotărârea 3. Hotărârea 3 va fi o hotărâre de atestare inventarului domeniului public. Și anume, destul de mulți dintre dumneavoastră, consilieri mai vechi, au cunoștință de faptul că și în trecut și chiar și de data recentă, umblam tot timpul la acel monitor oficial în care erau înscrise bunurile aparținând domeniului public al Comunei Orbei. Fie modificându-l, pentru că de cele mai multe ori bunurile înscrise acolo aveau determinare, nu chiar o ochiometrică. Ok, sunt dat la vremea respectivă, dimensionare cu ruleta, nu nicio problemă. Astăzi folosim aparate mult mai performante, doi la mână, astăzi folosim localizarea, poziționarea celor bunuri. Pe mine mă interesează... Coordonate stereo. Exact, că foaia asta e 20x30. Pe mine mă interesează mult chestia pe masa asta, știți, în raportare la alte imobili. Lucruri cu care toate instituțiile lucrează ziua de azi, nu mai sunt de proiecte de o asemenea învergură care trebuie să le așeze exact unde trebuie. A treia procedură, da, o să fie o procedură mai stufoasă. O să o parcurgem la momentul respectiv. Ea o să aibă în vedere toate bunurile existente din inventarul domeniului public. Și trebuie făcută, ferește, o revizuire, o... Și o revizuire la valorii de inventar, a tot ceea ce este acolo. Gândiți-vă că fiecare palier din o astfel de hotărâri, în ultima instanță, este un demers, da? Am cod de clasificare. Bunul respectiv trebuie să vă încadrez undeva. Drum de exploatare, stradă asfaltată, neasfaltată, fiecare cu caracteristicii ei. Trebuie să corelez categoria drumului cum am și aici. Eu până aici pe drumul ăsta, până într-un punct, eu am o stradă acolo, am strada Biserica Ciuca. Ea se întrerupe pentru că nomenclatorul strada a dat pe vremea respectivă. N-a mers până în capătul. Nu știu nimeni, asta e. Într-o zi o stradă o să treacă în dealul, din Orbeni în Scurta sau invers. Vedem ce, o să, ce are vremea, ce o să... După care am indicativele. Am o denumire, atunci, da? Am de un indicativ 2320 pe rând. Celălalt am denumit teren, teren Cioca. Am elemente identificare certe. După care am un an al dobândirii sau al dării în folosință. Am o valoare de inventar. Adică toate informațiile astea trebuie să fie actualizate. Și când zic toate, actualizate toate și cu referire la toate bunurile care avem în domeniul public. Adică fenomenul comunicării devine un fenomen nițel mai stufos. Corect.
Să nu întrezim cu putul corpul, poziționat greșit, în col din drum. Dacă mai sunt intervenți. Să punem la vot. Cine este tema? Semnarea președintelui pentru următoarele trei luni. Nu s-a început în celălalt. Propăcită cu bune de majoritatea, ați intrat în pată de idei. Domnul nu a plăcut ieși. Cine este pe asta? Domnul a plăcut ieși dorit sau nu vreți? Mai fac o tură la noastră. Sunt ceasă de astea multe, te anunță, câte trei luni. Da. Cedează sau nu. Bun. Declarăm închisă ședința de astăzi. Vă mulțumesc.